Într-o singură lună, Crimeea, anexată de Rusia, a bombardat peste 200 de zboruri de pe cerul României cu semnale false de GPS. Zonele cu bruiaj foarte activ sunt Galați, Tulcea, Constanța, Iași și Vaslui. Asta arată un raport realizat de experți în aviație, navigație aeriană, la care au colaborat și instituții din Israel sau din Marea Britanie. Ce spune Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor de la noi, despre această situație? Aflăm chiar acum de la Valentina Vasile. Te ascultăm, Valentina. Găsit sud-estul României, porțiuni din zona Moldovei și întregul litoral românesc de la Marea Neagră se numără printre cele mai afectate regiuni din Europa în privința bruiajului GPS. Odată activat acest tip de bruiaj, afectează automat și sistemele de navigație ale avioanelor sau navelor comerciale civile aflate în zonă. În prezent, 90% din semnalele false de GPS concentrate în estul României provin din Crimeea. Pe cerul României, un număr de 231 de zboruri au primit semnale false ale GPS-ului în intervalul 15 iulie-15 august 2024. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, spune că pierderea semnalului GPS nu afectează siguranța zborurilor, pentru că în navigația aeriană se utilizează mijloace convenționale puse la dispoziție de Romața, iar acestea rezistă la bruiaje. Experții internaționali, în schimb, nu sunt la fel de calmi. Aceștia spun că odată cu venirea iernii vor crește factorii de risc din cauza condițiilor meteo. Bruiajul GPS este direct legat de zonele de conflict și este folosit în special pentru a contracara dronele sau munițiile inteligente care utilizează sisteme de navigație GPS pentru a localiza ținta.